Casele ridicate de Gigi Becali și de guvern, localitatea Rast din Dolj, după inundația din 2006, sunt scoase acum la vânzare. Sătenii vor pe ele între 2500 și 6000 de euro. Dunărea a făcut prăpăd în anul 2006 în satul doljean Rast. 800 de case au fost distruse, toate gospodăriile inundate, iar 4000 de oameni au dormit zile întregi sub cerul liber. L-au impresionat la acea vreme pe Gigi Becali, care s-a dus acolo și le-a adus oamenilor mâncare și le-a promis că îi va ajuta cu locuințe noi. Pe mine mă interesează ceea ce văd aici și dacă guvernul va face, bine. Dacă nu va face guvernul, am să fac eu. Nu trebuie să cer voie eu, președintelui Băsescu, să fac case la oameni. Sau lui Tăricianu, sau... Dar este vorba despre foarte multe case, peste 500. Foarte multe le voi face eu, așa de multe câte sunt. Dacă am spus că le voi face, le voi face, să știți. Becali a plătit pentru 44 de căsuțe în satul Rast. Latifundiarul a adus imediat după inundații camioane întregi de mâncare și le-a dat cu generozitate inclusiv banii câtorva sute de familii rămase pe drumuri. Alte 10 case s-au construit din banii Bisericii Ortodoxe Române, în timp ce sute de alte familii și-au ridicat o altă locuință din fondurile primite de la stat. Guvernul a alocat 15 milioane de euro ca ajutor de urgență, bani din care s-au ridicat în timp 300 de case anele, pe care le-au primit o parte din cei năpăstuiți. Ce să facem pe câmpul ăsta, fără căști, fără nimic? Fără mâncare ne-a apucat tot, ne-a căzut cășile cu grâu, cu porumb, cu tot, nu avem nimic. Nici soalete pe noi nu avem. Ne-a apucat apa aici, în casă la noi. Peste ani s-a dovedit însă că locuitorii din Rast au fost puși pe căpătuială. O mare parte și-au reparat cocioabele inundate pentru a putea locui mai departe în ele, deși primiseră casă nouă de la autorități sau de la Gigi Becali. Acum, multe dintre acele imobile sunt scoase la vânzare. Inițial au cerut între 13 și 15 mii de euro, însă cum nu au reușit să le vândă, o casă nouă în Rast se vinde cu maximum 6 mii de euro.